Șapte persoane au fost rănite într-un accident produs la amiază în localitatea Domnești. Un autocar în care se aflau șoferul și 10 pasageri care circula pe ruta Botoșani București a intrat în coliziune cu un autoturism în care se aflau trei persoane, printre ele și un minor de 5 ani. După impact, autocarul a fost proiectat pe un câmp de lângă E85. Două femei și copilul din mașină au fost rănite fiind transportate la spital. Unde, de asemenea, patru pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale, doi dintre ei fiind transferați la unitate medicală. Traficul a fost blocat minute bune pe sensul ajut focșani.